Salut, sunt Denis Jafer și bine ai venit cu noi în cantonament. Salut, Denis, cum te simți aici în cantonament și cum merge pregătirea pentru Superliga? Salut, pregătirea merge foarte bine și condițiile sunt de top. Avem tot ce avem nevoie, avem sală de forță, avem bazine de refacere și antrenamente foarte bune. Care a fost momentul tău preferat din sezonul trecut? Golul cu Steaua sau meciul cu FC Argeș? Meciul cu FC Argeș. A fost o seară extraordinară pentru mine personal și sunt sigur că și pentru colegi. Tot ce s-a întâmplat în seara a fost parcă pentru noi și aleg meciul cu FC Argeș. Ce înseamnă pentru tine Dinamo în trei cuvinte? Pasiune, ambiție și dăruire. Regreți că nu te-ai transferat în urmă cu ceva ani la Benfica? Nu neapărat, pentru că tot ce mi s-a întâmplat în trecut m-a călit și m-a făcut jucătorul care sunt acum și nu numai, și persoana care sunt acum. Și cred eu că a fost o experiență din care am avut ce învăța atât pe plan fotbalistic cât și pe plan uman. Se tot vorbește de probleme financiare, de incertitudine. Cum simți tu, din acest punct de vedere, că stă situația în prezent? Mi-ai răspuns că aveți tot ce vă trebuie în acest cantonament, dar, în general, totul este în regulă cu salarii, cu orice fel de obligații pe care clubul le are față de voi? Da, deocamdată, după ce au venit domnii investitori, au început să se miște lucrurile din ce în ce mai bine și sper eu că o să fie în continuare la fel de bine, poate, de ce nu, și mai bine. Care este cel mai bun atacant pe care l-ai întâlnit până acum, față în față? Cel mai bun atacant pe care l-am întâlnit până acum? Alexandru Pop. Trecem și la niște întrebări și un pic mai personale. Oh, shit! Cum e Denis în viața de zi cu zi când nu poartă culorile alb-roșii? Același. Liniștit, muncitor și... cam adă, nu știu ce să zic. Care e filmul tău preferat? Nu cred că am un film preferat, dar... am un serial preferat și acela e The Walking Dead. Ce muzică asculti? Rap și muzică electronică. Și care e rapperul tău preferat? Rapperul meu preferat e Travis Scott. Și ultima întrebare, de fapt nu e chiar o întrebare, e un mic joculeț, s-ar putea să super câțiva colegi. Alege 4 jucători din lot și un portar pentru a face o echipă pentru sintetic. Ok, deci primul, Ahmed Bani. 2. Răzvan Patriche. 3. Neluț Roșu. Pe mine mă pun sau? Da, păi e și tu unul din ei. Evident, eu al patrulea. Și... Valentin Borcea. Și un portar. Și în poartă pe Denis. Mersi mult! Cu drag!